Evenimentul care ne reunește astăzi, în acest cadru festiv, are în substanța lui măreția, bucuria și gloria fiecăreia dintre cei care și-au adus raportul la prestigiul acestei unități. Depănând firul istoriei Batalionului 55 Apărarea Interiană Someș, îi găsim originele în structurile Divizionului 15 Artilerie Antiaeriană, care a luat ființă la 1 octombrie 1951. În decursul celor 60 de ani de existență, Batalionul 55 Apărarea Antiaeriană Someș a fost supus la numeroase transformări, fiind înzestrat cu diferite tipuri de tehnică de luptă de apărare antiaeriană, începând cu tunurile antiaeriene calibru 25 mm Hotchkiss, continuând cu tunurile antiaeriene calibru 37 și 57 mm, mitraliere antiaeriene calibru 14,5 mm, complexele de rachete antiaeriene CA-94 și CA-95, sistemul de apărare antiaeriană 2,35 mm Oerlikon și tunul antiaerian de producție românească calibru 2,30. Un moment important l-a constituit primirea